Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că cel mai bogat om din lume nu mai e ăla, Bill Gates, nu mai sunt ăștia cu tehnologie, cu nu știu ce. Este, nu știu dacă îl cheamă chiar Louis Vuitton, dar este omul care are poșetele lui Vuitton. Poate îl cheamă Luigi. Luigi Vuitton. Luigi. Băi, din poșete, deci cel mai bogat om din lume, din poșete, genți, geamantane, valize și pungi. Ți imaginezi? Cine și-ar fi putut imagina că omenirea o să ajungă în acest punct? Cine e cel mai bogat dintre, cât sunt, 8 miliarde de pământeni? Unul care a imaginat niște poșete. Păi uite, de când și bărbații poartă poșete, practic i s-a care dublat afacerea. Care poartă poșete, mă? S-a mai văzut. Bun, altfel există, deci acum, cu poșetele astea, câte modele de poșete să faceți? Trebuie o inspirație și a apărut un nou tip de poșetă, e o geantă. Mai țineți de că a fost sacoșa de rafie de la Louis Vuitton? Da. Acum a apărut punga de hârtie maro, dar făcută din piele de vițel. Aia, mă, dovedeam noi în filme, că o țineau aia în brațe când plecau de la magazine. Da, exact. Asta are și mânere. Deci este exact, exact ca punga de hârtie maro, numai că costă 2500 de dolari, aia mare, și arată exact la fel și este din piele de vițel. Bottega Veneta. Vițel face maro. Da, vițel mare. Bottega Veneta. Geanta Bottega Veneta. 2500 de dolari. Este făcută din piele de vițel, interiorul e căptușit cu piele de căprioară. Aici. Mă înțelegi? Asta se face diferența. O versiune mai mică a accesoriului costă 1900 de dolari. Cea mare este vândută cu 2500 de dolari. Auzi la versiune vegană, n-au la poftim poșeta asta? Când îți cauți în poșetă, cum se zice, da? Pielea aia de căprioară îți oferă o senzație senzațională și altfel te mângâie pe mânuță când scoți cardul American Express. Și că nu mai compara cu punga de hârtie. Punga de hârtie foșnește, te... Nu, e o plăcere. Vițelul nu foșnește. Ca o spunea, se rupe. Merită 2500 de dolari. O pungă de hârtie care este, de fapt, din piele de vițel. Păi, pe viață. Da, ce mai vreți? Asta e. Nu mai vrem nimic. Designerul a făcut designul respectiv cu punga asta de fițe, a mai făcut o linie întreagă de produse din piele care imită alte materiale. El a creat șosete, bluși și tricouri care de la distanță arată asemenea bumbacului, dar de aproape se dovedesc a fi produse din piele naturală. Ba, adevărul că să-ți pui niște șosete din piele peste picioarele tale din piele, da, mi se pare o chestie foarte tare. Cine nu vrea să poarte șosete din piele? Care arată, te zici, chiar trebuie să îi dai găuri să te aerisești, că... Auzi, la expresia te cauți în șosete există? Nu. Sau doar cu poșeta mea? Doar cu poșeta. Cauți în șosete. Băi, dar banii la ciorap. Banii la ciorap! Banii la ciorap, altă semnificare, altă înțeles acum. De acolo vine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.